Primăria Călimănești s-a împrumutat 700.000 de lei de la Primăria Râmnicu-Vâlcea pentru a scăpa de opropriri pe conturi din cauza neachitării obligațiilor financiare pe care administrația locală le datorează firmei care a realizat centrul de convenții și expoziții Nord-Oltenia în urmă cu câțiva ani. Investiția a fost realizată cu fonduri europene, însă, potrivit fostului edil al localității vâlcene, Ilia Muzan, obiectivul nu putea fi realizat în timp util și chiar puteau pierde finanțarea dacă Consiliul Județean nu obținea un împrumut de la constructorul respectiv în acea perioadă. Numai că, între timp, Consiliul Județean Vâlcea a predat centrul la Primăria Călimănești, lăsând-o și cu datoriile respective. Curios lucru, fostul primar al orașului Călimănești dă vina pe defunctul președinte al Consiliului Județean, Ion Câlea, care l-ar fi convins pe constructor să împrumute beneficiarul cu 10 miliarde lei vechi. Lucrarea a început în februarie, iar în martie și aprilie au fost două buletine de plată care au fost plătite de Consiliul Județean. Da. S-a intrat într-o perioadă de 4 luni de zile, când a fost, era perioada alegerilor în sfârșit, și la un moment dat Consiliul Județean, care avea obligația să plătească așa cofinanțare, da? Da. Nu a mai avut bani să trimită. Și atunci înțelegerea a fost între președintele Consiliului Județean de atunci și Confort Timișoara, domnul Caraiman, pentru acel zis împrumut, acel sprijin pentru ca să plătească prefinanțarea. Noi, Primăria Călimănești, nu am fost decât intermediari. Actualul primar, Florinel Constantinescu, îl contrazice pe fostul primar și susține cu documentele pe masă că împrumutul a fost solicitat chiar de administrația publică locală din Călimănești în anul 2010. Cum s-a ajuns aici? S-a ajuns prin faptul că în anii trecuți, cu mult înainte, în 2010, administrația publică locală a făcut un împrumut, și îl pun între ghilimele, de la societatea care a construit acest centru expozițional, un împrumut destul de mare și pe care ulterior l-a și recunoscut, a plătit ceva din acest împrumut și neprimind toți banii din așa zisul împrumut, societatea respectivă neacționată în judecată, având recunoașterea administrației publice anterioare, a și câștigat în justiție acest drept de a primi o sumă importantă și este vorba de 1 milion de lei dați ca împrumut, încă o dată spun, în perioada trecută. Noi nu am luat niciun moment în calcul că am putea să pierdem acest proces. Nu am avut banii prevăzuți în bugetul local sau din veniturile pe care noi le aveam, mai ales acum pe sfârșit de an. Eram în imposibilitatea de a achita această sumă și prin urmare am recurs la acest împrumut din Fondul de Solidaritate al Râmnicului Vâlcea. Centrul de convenții și expoziții Nord-Oltenia nu este privit cu ochii buni nici de oamenii din Călimănești, care consideră că această investiție este inutilă pentru comunitate. Uite, trebuia să fi lăsat cum ce-a fost dintotdeauna. Că poate mai aveau și oamenii izlas pentru vit, pentru animale. Că așa a fost. Păi, bag seama să joacă barbut, eu știu, fac sârbe. Eu zic așa, că proiectul în sine a avut un scop destul de bun, dar pe parcurs s-a pierdut. Știu că aici era un centru de conferințe. Da, da, am fost și eu, da, mi-aduc aminte, la deschidere. Da, promisiunile și pentru ceea ce se construiseră. Dar dacă n-a fost să fie, probabil că li se va da o altă întrebuințare. Acolo să ducă lumea, ar fi o jumătate de oraș acolo toate. Toate căcănăriile astea după aici. Magazinele? Așa după piața, astea. Ar trebui să le mute acolo? Păi, cred că da. Au fost niște bani alocați și n-au avut ce să facă cu ei. Aș face coase pentru locuit cei săraci. L-aș împărți în bucăți, cum sunt și pe aici casele acestea sau ce este, și poate și tinerii aceștia care nu au pe unde să șadă.
Centrul expozițional de la Seaca este considerat primul proiect din țară ca modernitate și cel de-al doilea din punctul de vedere al mărimii. Proiectul cuprinde un pavilion expozițional central, o platformă expozițională în aer liber, adiacentă pavilionului expozițional, 4 pavilioane expoziționale modulare, spații pentru expoziții și meșteșuguri populare, spații verzi, depozite și servicii. Cât privește plata datoriei către constructor, primarul Florinel Constantinescu spune că administrația publică locală se va îndrepta către persoanele vinovate care au determinat constructorul să încalce legea, acordând un împrumut unei unități administrativ-teritoriale.